Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Tatiana Gherța. Începe Moldova în direct. În ultimele 7 zile, media cazurilor noi de infectare a crescut considerabil. Pe parcursul săptămânii trecute, fiind înregistrate 6.888 de cazuri noi de COVID-19. 83% dintre infectați sunt nevaccinați. Este statistica cumva neîmbucurătoare prezentată de Ministerul Sănătății. Iată de ce în această seară discutăm despre efecte, despre noi măsuri și despre cum să ne obișnuim să trăim cu virusul periculos, cu Angela Paraschiv, conferențiar universitar, șef departament epidemiologie de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și Ivan Căvârjâc, șef secție terapie intensivă de la Institutul de Medicină Urgentă. Bună seara, bine ați venit la Moldova! Bună seara, bine v-am găsit! Ca de obicei, doamnelor și domnilor, ne puteți urmări și online pe trm.md, dar și pe pagina noastră de Facebook, Compania Teleradio Moldova. Iar în aceste momente începem discuția, deci și discuția legată de pandemia de COVID-19, legată de efectele acesteia, dar și de prevenirea, cumva, metodele de prevenire a răspândirii pandemiei. Le-am discutat de nenumărate ori, inclusiv cu dumneavoastră, doamna Paraschiv, dar și cu dumneavoastră, domnule Căvârjâc. Și iată că, deși ne-am fi dorit foarte mult să ne revedem la o ediție în care să discutăm despre cum am obținut, cumva, victoria în această luptă cu pandemia, iată că ne reîntâlnim din nou să discutăm cazurile în creștere de infectare cu noul COVID-19. Și aș vrea să vă întreb, de fapt, suntem în cel de-al 4-lea val pandemic și care este diferența? Cum este acest val comparativ cu celelalte pe care am trecut până în acest moment? Doamna Paraschiv, cum vedeți dumneavoastră? Deci bine, dacă să zicem despre a 4-lea val, pentru noi cam este al 3-lea, nu este al 4-lea. Vedem și în alte țări că este vorba de 4 valuri, noi avem 3 valuri și în funcție de măsurile care au fost implementate pe parcurs, aceste valuri sigur că diferă. Acum suntem un pic diferit, situația este diferită de valurile anterioare pentru că avem deja un instrument eficient de combatere, avem acel vaccin, dar totodată și ținând cont că rata de vaccinare este destul de redusă, practic suntem în aceeași situație de a promova aceleași măsuri nespecifice de purtarea măștii obligatorii, igiena mâinilor și distanțarea fizică. Respectiv, practic, suntem la același punct de la care ne-am pornit și anul trecut. Sigur că acest val un pic se deosebește de celelalte pentru că aici deja sunt implicați mai mult persoanele mai tinere comparativ cu valurile precedente. Dacă menționam că anterior mai frecvent boala o făceau persoanele în vârstă, persoane cu comorbidități, acum vedem că majoritatea sunt inclusiv și persoanele tinere, inclusiv și copiii sunt implicați în această manifestare a procesului epidemic, ceea ce este sigur că destul de îngrijorător pentru noi, pentru că aceste persoane tinere nu mai sunt cu comorbidități, cum era anterior menționat pentru persoanele în vârstă. Avem și persoane tinere fără comorbidități care ajung și în terapie intensivă și acest lucru a fost menționat anterior de specialiștii din departamentul de urgență, departamentul de terapie intensivă. Aceeași situație o vedem și la nivel mondial, că acest nou virus, această nouă variantă Delta, practic este mai contagioasă, este mult mai virulentă și afectează pe oricine. Afectează și copii, afectează și adulți, inclusiv și în vârstă, persoanele în vârstă. Dar totodată, ținând cont că persoanele în vârstă au fost vaccinate, practic primele au fost incluse în acel proces de imunizare, acum cumva acest virus și-a găsit o nouă gazdă. El a trecut la persoanele mai tinere, inclusiv și copiii. Dar totodată să nu uităm că niciun vaccin nu este eficient 100%. Avem și persoane cu comorbidități sau persoanele în vârstă care totuși dezvoltă un răspuns mai slab comparativ cu adulții, respectiv și ei ar putea fi vulnerabile în fața acestui virus. Dar oricum, ținând cont că vaccinarea există, totuși ne bazăm pe acest instrument și îndemnăm încă o dată cetățenii ca să se vaccineze, ca să reușim să controlăm acest val, valul 4. Să controlăm valul 4. Domnule Căvârjâc, dumneavoastră chiar de la început ați trecut și prin primul val de COVID-19. Ați văzut ce s-a întâmplat inclusiv în spitalele din țară, care era starea de lucruri în acel moment. Acum, care e, dacă să faceți o diferență cumva? De fapt, secția de
terapie intensivă pentru pacienți COVID-19 pe care la momentul o conduc. De fapt, a lucrat pe parcursul un an și jumătate fără pauză. Am rămas, de fapt, în acea perioadă în care au fost lucrurile un pic mai relansate din perioada primăvară, începutul verii acestea. Noi am continuat să activăm, am rămas practic unica secție de terapie intensivă care și-a menținut activitatea în COVID. Și, din păcate, pentru noi, de fapt, lucrurile nu s-au relansat nici într-un fel atunci când pentru cineva le-au fost mai relaxante. Dar, într-adevăr, la sfârșitul primăverii și începutul verii, noi ne-am bucurat foarte mult și am trăit cu speranța faptului că în viitor apropiat lucrurile se vor relansa pentru toți noi. Am trăit în speranță și am activat în speranța că oamenii o să mobilizeze, o să înțeleagă care este scopul vaccinării și care ar fi acele măsuri care ne ajută să depășim această pandemie. Dar, din păcate, cu sfârșitul verii, cu începutul lunii august, lucrurile s-au schimbat iarăși și, practic, acum, la moment, noi ne-am reîntors la situația la care noi ne-am aflat un an și jumătate în urmă. Este un lucru care nu ar trebui să ne bucure nici într-un fel, dar ar trebui să ne întristeze, pentru că, nicătând la toate eforturile depuse de autorități, de anumite restricții pe care concetățenii noștri au trecut, prin greutăți prin care toți concetățenii noștri au trecut, doar le-am rămas un mic pas pe care ar trebui să-l facă cu toții pentru a depăși această situație, însă, din păcate, și statistica spune că aproximativ 75% din concetățenii noștri nu vor să facă acest mic pas pentru ca să rezolve lucrurile până la capăt. Este vorba despre imunizare? Exact. Este vorba despre vaccinare. Simt câțiva pași, de fapt, pe care i-ar putea face la centrul de imunizare. Deci, în acest moment, practic, cu toții suntem într-un risc. Dacă până acum, iată, doamna Paraschiv menționa că, iată, erau grupuri vulnerabile, da, persoanele cu comorbidități sau persoanele vârstnice, în acest moment, deci fiecare este într-un risc și merge, practic, umăr la umăr cu acest COVID-19 și este în pericol. Dar, din păcate, un adevăr dur pe care noi îl întâlnim, adică eu profesând în fiecare zi îl întâlnesc în secție de terapie intensivă pentru pacienți COVID-19, faptul că boala a întinerit substanțial și, din păcate, vârsta nu mai este acel factor de protecție. Și e dureros de spus, dar sunt pacienți în vârstă de între 30 și 40 de ani, mame, tați, care, din păcate, noi îi pierdem din cauza că acest virus sau tulpina varianta care bântuie acum la noi în țară este una extrem de agresivă. Și problema cea mai mare probabil este și rămâne a fi adresarea la timp, dacă vorbim deja de cei infectați. Și probabil chestia asta vine din neîncrederea unor oameni în sistemul medical și neadresabilitatea la timp. Pentru că, de fapt, în infecția COVID-19 și multe publicații au demonstrat publicațiile destul de relevante de peste hotare au demonstrat că acționarea la timp și întreprinderea unor măsuri terapeutice la timp salvează vieți și este un factor care ne poate ajuta. Însă, din păcate, mulți din ei se adresează destul de târziu cu și pacienți tineri cu afectări pulmonare mari ca suprafață, care sunt foarte greu de restabilit în timp. Și, din păcate, mulți din pacienți, chiar și dacă fac formele ușoare sau fac formele severe, rămân cu anumite sechele pe termen lung. Și asta e cea mai mare problemă, pentru că mulți pacienți tineri, cei care sunt apți de muncă, care pot fi plasați în câmpul muncii, pot rămâne pe termen lung invalidizați. Deci este o problemă nu doar la nivel de sănătatea umană, dar și la nivel economic, chiar în cel mai și social, din toate punctele de vedere. Exact. Pandemia afectează acest. Voiam să vă întreb, iată, astăzi avem înregistrate deja 1300 de cazuri noi de COVID-19 și anterior atât reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății din Republica Moldova, cât și prim-ministra țării, Natalia Gavrilița, menționa că, uite, dacă vom merge cu asemenea cifre mari înregistrate în fiecare zi, s-ar putea ca la sfârșitul acestei luni, începutul lunii octombrie, să depășim cumva de 30.000 de cazuri zilnic să fie înregistrate. Credeți că dacă avem, iată, această evoluție pe care o vedem în creștere de la o săptămână la alta, ar putea să fie realitate, să devină realitate, iată, această previziune pe care o anunțau anterior?
Sigur că atunci când facem o modelare matematică vis-a-vis de situația epidemiologică pentru următoarea perioadă de timp, este nevoie de a examina și alți factori, cum ar fi, de exemplu, și măsurile care sunt implementate. Dacă să luăm în considerație că nu este implementată niciun fel de măsură, nu ne vaccinăm, nu purtăm masca, sigur că în acest caz noi am putea ajunge și la 30.000 de cazuri, cum a fost menționat de doamna prim-ministru. Dar autoritățile întotdeauna examinează care este riscul, care este pragul de alertă și, ținând cont de acest prag de alertă, sunt implementate niște măsuri restrictive. Și anume, aceste măsuri restrictive și ne permit ca să nu ajungem la acele 30.000 de cazuri, pentru că situația este examinată zilnic de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Sunt examinați indicatorii epidemiologici care ne permit să determinăm care este situația reală și care este pragul de alertă. Este vorba despre prag verde, galben, portocaliu sau roșu și în funcție de aceste praguri sunt specificate ce acțiuni exact ar trebui să fie implementate. Și dacă aceste măsuri sunt implementate, dar un lucru cel mai important și respectate, pentru că noi de multe ori vedem că măsuri sunt multe, sunt instrucțiuni multe, sunt protocoale, regulamente, dar din păcate acestea nu sunt respectate. Și acest lucru este foarte important ca să și respectăm aceste măsuri. Și sigur că dacă aceste măsuri sunt eficiente, sunt respectate de populația noastră, atunci noi nu vom ajunge la acea situație critică de 30.000. 30.000 este un număr foarte mare și, ținând cont că sistemul medical nu va face față la astfel de situații, sigur că am putea ajunge și la o carantină la nivel de țară pentru anume a elibera sistemul medical. Ca să eliberăm, domnule Cârjuc, zilnic, de exemplu, câte persoane sunt internate la terapie intensivă și ajung, de fapt, infectate cu COVID-19? Din păcate, începând cu mijlocul lunii august, noi nu avem paturi libere, de fapt, în terapie intensivă COVID. La fiecare pat care se eliberează, în decurs de jumătate de oră, o oră, se internează alt pacient. Adică este un rulaj continuu de paturi și paturi libere la moment nu sunt începând din mijlocul lunii august. Deci nu poate să fie extins sau adăugate mai multe? Din păcate, noi suntem la moment la capacitatea noastră maximă. Noi avem dislocate 47 de paturi de terapie intensivă. Este cel mai mare număr de paturi într-o instituție medicală pe țară. Sunt și alte paturi de terapie intensivă în alte instituții medicale. Încep să se redeschid terapiile intensive din raioane, inclusiv și în spitale din municipiul Chișinău. Dar nicătând la asta, locurile nu sunt suficiente. Pentru că statistica este una dură. Pentru cum ați menționat, aproximativ 6.000 de cazuri au fost depistate săptămâna asta. Iar dacă vorbim despre evoluția infecției COVID-19, infecției virale COVID-19, ca și formă, aproximativ, conform rapoartelor, aproximativ 80-85% din pacienți fac formele de la ușoare până la gravitate medie, dintre care de la 20-15% fac formele severe sau critice. Asta reiese că la 1000 de pacienți trebuie să avem cel puțin rezervate 100-150 de paturi de terapie intensivă, iar la 6.000 de pacienți, respectiv, numărul crește substanțial. Iar, din păcate, noi nu avem atâtea spitale și atâtea terapii intensive ca să putem să ajutăm toți pacienți care fac formele grave sau foarte grave sau critice. Deci, iar problema extinderii este una complicată, pentru că nu trebuie să uităm că, în afară de infecție cu COVID, există alte patologii terapeutice, chirurgicale, iar spitalele trebuie să continue activitatea și să nu uităm de alte grupe de pacienți. Iar extinderea paturilor de terapie intensivă este o chestie organizatorică destul de complicată, pentru că fiecare unitate de terapie intensivă destinată pentru pacienți COVID necesită să fie izolată, trebuie să respecte anumite condiții epidemiologice pentru a proteja personalul medical, anumite zone de tranziție pentru pacienți, pentru personal medical. Și este uneori foarte greu de organizat.
În acest moment, ce se organizează, de exemplu, la Institutul de Medicină Urgentă? Pentru că, așa, luând în calcul aceste previziuni, de 30.000 de cazuri zilnic, cumva, înregistrate, sperăm foarte mult să nu se întâmple acest lucru. Și chiar sperăm pe responsabilitatea cetățenilor ca să nu pună, iată, jos sistemul de sănătate. Dumneavoastră, cum considerați? Și ce se întâmplă în acest moment? Dacă vorbim de instituția noastră, noi am dislocat 11 paturi. Sunt așa numite paturi de tranziție, este un izolator în departamentul de urgență, care este destinat pentru pacienți COVID-19 care sunt primari internați, acolo unde pacienți sunt examinați, unde încep tratamentul și pot continua tratamentul pe parcursul 24 până la 72 de ore. Iar în cazul în care se eliberează un loc în terapie intensivă la noi, respectiv pacientul, în funcție de severitatea bolii, este transferat în terapie intensivă. Este o zonă de tranziție de 11 paturi, care noi cu succes am reușit să organizăm, dar de fapt care și era organizată până atunci. Din păcate, noi suntem un spital destul de mare, un spital unicul spital de politraumă din țară și noi suntem nevoiți de servim pacienții chirurgicali, neurochirurgicali, pacienți cu politraumă. De ce? Alte unități de terapie intensivă, la moment, sunt rezervate altor grupe de pacienți de care noi nu ar trebui să uităm. În țară mai sunt deschise în acest moment, deci, și alte secții COVID? Doamna Baraschiva, aveți o asemenea informație? Da, deci în Republica Moldova noi avem 2153 de paturi pentru pacienții destinați COVID, dintre care sunt ocupate 1800 de paturi deja, deci practic peste 80% sunt ocupate. Avem în terapie intensivă 246 de paturi și ocupate deja 200 de paturi. Deci practic paturi sunt puține, iar pacienții în stare gravă sunt mulți. Și aș vrea să adaug la cele menționate anterior vis-a-vis de persoanele cu formele ușoare. Foarte mulți tineri consideră că fiind tineri au imunitate foarte bună și respectiv nu riscă să facă o formă gravă. Și aici sunt acele cazuri care se adresează târziu, pentru că inițial, considerând că sunt tineri și au imunitate bună, nu s-au adresat la timp și atunci ajung deja în secțiile de terapie intensivă când deja e prea târziu. Deci e sigur că nu trebuie să ne bazăm pe vârstă. Acum virusul respectiv atacă inclusiv și copiii și persoanele adulte și atunci când apare un semn clinic de viroză, pentru că acum nu putem face un diagnostic diferențial în baza semnelor clinice dintr-o viroză și între infecția COVID-19, pentru că ele practic sunt asemănătoare. Fără un test respectiv, nu putem stabili diagnosticul de COVID. Și atunci, sigur că este important ca pacientul sau persoana care vede că astfel de semne apar să se adreseze din precoce, după asistență medicală și să continue deja tratamentul în baza prescrierii medicului de familie. Pentru că noi vedem foarte mulți fac autotratament la domiciliu și atunci duc doar la agravarea stării de sănătate și deja medicul, fiind în spital, încearcă să-l ajute, dar pacientul singur și-a făcut rău deja acasă. Și atunci, sigur că astfel se agravează starea lui de sănătate și este târziu ca să-l ajute în instituția medicală. Domnule Căvârșic, aveți exemple concrete sau recente când tineri, iată de exemplu, care sunt încrezuți că vor putea depăși această infecție virală și nu se imunizează sau nu respectă cumva măsurile de siguranță sau pur și simplu nu cred în existența acestui virus, iată, au ajuns la terapie intensivă și ce fac acolo? Atunci, cum încercați, de fapt, care sunt declarațiile până la urmă ale medicilor? Ce fac medicii în acel moment? Nu, de fapt, noi ca medici nu facem educație. Scopul nostru e important, e să tratăm pacienții. Noi putem să le dăm anumite recomandări, anumite sfaturi, anumite mesaje corecte. Dar atunci când un pacient ajunge în terapie intensivă, noi nu ne ocupăm cu educația, dar de tratament. Dar, din păcate, tinerii ajung, mai ales tinerii care ignoră anumite simptome, tinerii care au refuzat vaccinarea, tinerii care consideră că eu sunt tânăr și n-am trebuit să fac careva probleme de sănătate. Ei ajung, dacă vorbim de situația la moment, chiar la ziua de azi, la moment din numărul total de 47 de pacienți în terapie intensivă, noi avem 7 pacienți cu vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani, care nu au careva comorbidități, care au afectarea pulmonară de la 70 la 85% și se află la anumită formă de suport respirator. Adică e un număr destul de mare de pacienți, ceea ce până acum la noi nu era.
dacă vorbim de situația, de ceea ce s-a întâmplat, zicem, în primăvară sau toamna anului trecut. Da, știm foarte bine că majoritatea pacienților sau care sunt într-o stare medie a bolii sunt tratați la centrul COVID, unde sunt peste 400 de paturi în acel centru, dar știm foarte bine că nu sunt foarte multe condiții, de exemplu, și foarte mulți pacienți sunt transferați în spitale. Cât de des sunt asemenea transferi și dacă mai există capacitatea pentru centrul COVID de a primi pacienți acolo? Bine, în centru COVID este doar o instituție provizorie unde se determină care este gradul de afectare și în care instituție poate fi ulterior transferat pacientul în funcție de comorbiditățile care le are. Dacă mai are și patologie cardiacă, atunci trebuie în institutul cardiologic unde la fel se tratează și pacienții cu COVID. Sau dacă este vorba despre terapie intensivă, atunci deja în instituțiile respective. Paturi în funcție de capacitate, sigur că, cum a spus și colegul anterior, cum se eliberează un pat, așa și se ocupă paturile respective, deci paturi practic nu sunt. Dar vedem la fel că în ultima perioadă inclusiv și rata deceselor a crescut odată cu creșterea numărului de cazuri și vreau să vă întreb dacă protocolul de tratament nu mai este funcțional sau care este motivul? Sau motivul principal este faptul că pacienții se adresează tardiv la medic? Domnule Căvârșic. Probabil că problema cea mai mare și nu numai la noi în țară, dar și la nivel mondial, e că de fapt timp de o nașă jumătate noi nu avem un tratament clar pentru COVID. Există câteva grupe de medicamente care au demonstrat că cumva ar influența evoluția bolii și ar scădea mortalitatea, însă de fapt o recomandare clară și un tratament cert nu este. Unul din tratamentele mare simptomatic, cel mai important, dar după experiența noastră, ținând cont că ne-am lucrat continuu în COVID, problema cea mai mare rămâne adresabilitatea la timp. Pentru că, dar și faptul că această variantă, tulpina Delta, dacă evoluția bolii în anterior era estimată că infecție virală simplă, începând de la prima la 7-8 zi de boală, cu evoluție ulterioară cu complicații de la 7-8 zi, atunci, la momentul dat, lucrurile se complică pentru pacienți începând cu a 5-a-6-a zi. Deci pacienții trebuie să fie evaluați mult mai rapid și întreprinse anumite măsuri mult mai devreme. Și la întrebarea despre tratamente pe care unii pacienți își auto-iau acasă, asta este o problemă, dar este și altă problemă mare, că mulți pacienți, în loc să adreseze la medicul de familie sau la specialiștii care se ocupă cu tratamentul pacienților cu COVID, se adresează la colegi și prieteni care au avut acel COVID, care le recomandă tratament pe care el a luat anterior. Practic, fiecare la noi în țară poate deveni un doctor convențional pentru prietenul său, ceea ce nu este corect. Și alt moment important, mulți pacienți care sunt simptomatici la domiciliu, de fapt, nu se testează, evidența lor la nivel național nu se duce, și fac testele rapide care le procură în farmacie, de care nu se duce nicio evidență. Și pacientul se testează la domiciliu, el vede că el are COVID, dar se simte aparent bine. Și el se duce în stradă, la plimbare, se urcă într-o libuș și este contagios pentru restul și infectează alte persoane. Adică e important, cea mai mare problemă probabil este conștiința națională. Trebuie să înțelegem în ce situație noi cu toții ne aflăm. Dacă chiar într-adevăr aveți simptome, stați la domiciliu, izolați-vă, protejați-vă, chiar și dacă ați făcut testul acela rapid, anunțați medicul de familie că el îți ducă o evidență a stării pe care o aveți, ca să întreprindă niște măsuri corecte și la timp. Dar evidența făcută de medicul de familie în acest moment, pentru că într-adevăr sunt și pacienți care au o formă ușoară și fac tratamentul respectiv la domiciliu. Deci și sunt obligați până la urmă să se autoizoleze acolo. Dar dacă se monitorizează cumva altfel, știm de la început care era procedura, trebuiau să răspundă la telefon în cazul în care sunt telefonați, fie de medicul de familie, chiar și autoritățile de forță erau implicate în acest proces. Acum, care este situația? Sau este doar la latitudinea pacientului dacă va respecta sau nu, sau dacă va lăsa pur și simplu și va pune eventual o mască, dar va ieși afară să-și facă anumite treburi, de exemplu?
Din păcate, asta și este situația. Ne bazăm pe responsabilitatea cetățenilor. Dacă anterior era implicată și poliția și mai venea pe acasă și verifica, acum asigur că acest lucru nu se efectuează. Medicul de familie are pacienți nu doar cu COVID, dar are și alți pacienți cu alte maladii și respectiv nu poate să monitorizeze toți pacienții care are în supraveghere. Și dacă să vorbim despre pacienții care respectă sau să vorbim despre populația care respectă măsurile, noi putem să facem o analiză foarte ușoară. Deci, practic, acele persoane care s-au imunizat, acele persoane de obicei și respectă măsurile. Și, practic, noi putem menționa că circa 70%, dacă nu mai mult, din persoane care nu respectă nici măsurile, și nici nu doresc să se vaccineze. Și de aici se întâmplă ceea ce avem la nivel de țară. Nerespectarea măsurilor, neîncrederea în însăși infecția COVID-19 și problema gestionării infecției COVID-19 la nivel de țară este destul de dificil în acest caz. Da, credeți că trebuie să fie aplicate măsuri iată de supraveghere cumva mai drastice la acest capitol? Poate nu măsuri de supraveghere, dar măsuri de evidență, la sigur. Evidența celor care sunt infectați. Și probabil că evidența asta, după părerea mea, ar trebui să fie făcută la nivel de, începând de la testele rapide pe care își face fiecare care dorește. Pentru că aceste teste rapide sunt comercializate de către farmacii fără nicio evidență. Poate ar trebui corect acei care vin și facă testul rapid să-l facă pe loc, iar rezultatul să fie înregistrat și transmis la serviciul epidemiologic, că acest rezultat să fie înregistrat, iar respectiv după asta să ajungă la medicul de familie pentru că el să aibă informații despre acel pacient. Pentru că la începutul pandemiei așa iar stăteau lucrurile. Fiecare test, fiecare test PCR care era efectuat, respectiv informația ajungea la medicul de sector care ulterior telefona, se interesa de starea respectivei persoane și dădea anumite recomandări în tratament dacă era nevoie sau nu. Acum, la momentul dat, lucrurile nu prea mai stau așa, doar depinde de conștiința fiecăruia și fiecare cum consideră să facă mai bine. Da, am înțeles. Așa cum spuneam mai sus, peste 80% dintre persoanele care în prezent sunt confirmate la COVID-19 sunt persoane care nu au fost imunizate. Asta înseamnă că 20% au primit cel puțin o doză de vaccin. Odată cu apariția acestor informații că, uite, chiar dacă sunt imunizat, aș putea să mă îmbolnăvesc de COVID-19, oamenii care și până în acest moment sunt reticenți față de imunizare, le apare din nou un nou motor din ăsta să fie și mai îndepărtați de cabinetul de imunizare, pentru că de ce să mă imunizez, să mă vaccinez, dacă oricum aș putea să mă îmbolnăvesc de acest COVID-19? Care este diferența totuși din a te îmbolnăvi fiind imunizat de împotriva COVID-19 și față de persoana care nu este protejată, iată, prin imunizare? Bine, dacă vorbim și despre cele menționate anterior, că niciun vaccin nu protejează 100%, inclusiv și cea persoană imunizată poate să se infecteze, dar totodată datele menționează că acea persoană vaccinată, chiar și dacă se infectează, ea nu va ajunge în terapie intensivă și nu va duce la deces. Și asta este un lucru foarte important, pentru că noi avem și experiența în cazul infecției gripale, în cazul gripei, unde eficacitatea vaccinului este de 49% și scopul vaccinării este nu a ne proteja de infectare, dar în a preveni complicațiile și decesele. Același lucru îl avem și în cazul infecției COVID-19. Vaccinul are scopul principal la moment este de a ne proteja de forme grave, spitalizare și decese. Și conform experiențelor pe care le demonstrează și alte țări, inclusiv o să menționeze și colegul, acele persoane imunizate care se internează, la ei tratamentul este mult mai ușor, durează o perioadă mai scurtă de timp. Și respectiv, în cazul ăsta, el este deja protejat și prin faptul că el a fost imunizat. Probabil că nu suntem într-o eră informațională în care oamenii vor să facă știri, senzații, să dea informații cât mai multă. Dar noi trebuie să pornim de la faptul nu câte persoane din numărul celor infectați au fost vaccinate,
dar trebuie să numărăm acele persoane care au fost vaccinate și nu s-au infectat. Corect, trebuie să ne pornim de la asta. Nu să numărăm câte persoane s-au infectat și cât din numărul lor s-au vaccinat, dar câte persoane au fost salvate. Exact ca și cu avionul. Avionul este cel mai sigur mijloc de transport. Dacă cade un avion, despre asta știe lumea întreagă. Și în care în accident cu avion mor de la 200, în funcție de avion, anumit număr de persoane. Dar în fiecare zi se întâmplă mii de accidente cu autovehicule și mor mii de oameni, despre ceea ce nu se vorbește. Exact aceeași situație este și cu vaccinarea. Noi trebuie să numărăm viețile salvate de vaccinuri, nu, din păcate, cazurile care au fost infectate. Iarăși, ceea ce a menționat și colega noastră, referitor la rata de eficiență. Nicătând la toate, din număr total de pacienți care se află acum la moment la tratament în secție de terapie intensivă, din număr total de 47 de pacienți, doar 2 pacienți sunt vaccinați, dintre care ambii sunt pe prag de a fi transferați din terapie intensivă în secție post-reanimare COVID. Adică pacienții practic s-au restabilit și sunt gata pentru transfer. Adică chiar și evoluția a lor în boală, nicătând că i-au ajuns în secție de terapie intensivă din anumite comorbidități, dacă i-ar fi ajuns nefiind vaccinați, probabil că rata eșecului ei ar fi fost mai mare. Bine, dar în acest moment, iată, suntem în pragul sezonului rece al anului și medicii de familie, cel puțin, vin cu recomandări către populație să se imunizeze împotriva gripei, da? Să-și administreze vaccinul antigripal. În acest moment, din punctul dumneavoastră de vedere, în calitate de specialiști, pe care vaccin trebuie să punem superior? Ne vaccinăm inclusiv cu vaccinul antigripal și vaccinul împotriva COVID-19 sau trebuie să alegem unul dintre acestea? Nu trebuie să alegem unul atunci când va veni timpul și vom fi anunțați referitor la prezența deja vaccinului în instituțiile medicale primare. Cetățenii noștri trebuie să se vaccineze împotriva vaccinului gripal. Dacă vorbim de vaccinul gripal, avem niște categorii de persoane care urmează să fie vaccinate împotriva gripei, deci nu toată populația se vaccinează, dar este vorba de cele persoane cu risc sporit de a face forme grave și deces, și dacă nu s-a imunizat împotriva infecției COVID-19, atunci sigur că poate să o facă și pentru infecția COVID-19 și pentru vaccinul gripal. Recomandările internaționale menționează că pot în aceeași zi să se vaccineze cu ambele vaccinuri în locuri diferite, deci nu este niciun fel de pericol și nu este niciun fel de risc. Da, chiar dacă sunt administrate ambele vaccinuri, inclusiv cel împotriva COVID-19 și cel antigripal. Deci nu este o prioritate în acest moment un anumit vaccin, de exemplu cel împotriva COVID-19, pandemia care ne-a rupt atât de mai bine de un an de zile. Noi, dacă vorbim în funcție de categorie de populație, dacă este vorba despre o persoană tânără, atunci doar COVID, dacă este vorba despre o persoană în vârstă, atunci este recomandabil ambele să le facă, pentru că el este expus riscului mai mare. Sigur că două vaccinuri nu este așa de mult. Dacă ne uităm la calendarul de vaccinări la copii, ei iau într-o singură zi câteva vaccinuri pe zi, respectiv nu este niciun fel de contraindicație. Avem vaccinuri copiilor administrate la 2 luni, la 4 luni, la 6 luni și sunt câte 4, câte 5 vaccinuri într-o singură zi. De aceea și aici nu este nicio contraindicație de a face vaccinarea pentru ambele infecții, inclusiv și gripa și infecția COVID-19. Bine, de la începutul campaniei de vaccinare, deci sunt 7 luni de zile, așadar s-au administrat sau s-au imunizat complet 755.000 de persoane. Totuși, până la imunitatea colectivă, încă mai avem foarte mult de lucrat și de imunizat populația. Dar până atunci, unele persoane menționează fie nu cred în acest vaccin sau motivează că, uite, nu se vaccinează pentru că au anumite contraindicații medicale. Aș vrea să le numiți până la urmă. Care sunt acele contraindicații? Pentru că, la fel, așa cum spuneți și dumneavoastră, domnule Căvârșic, trăim într-o lume informațională plină de diferite știri, diferite interviuri, iată, și de la diferiți, așa zici,
doctori și oamenii consumă această informație care uneori ar putea să nu fie adevărată și o raportează fie la starea de sănătate sau că are o problemă și uite, aceasta ar fi contraindicată, deci să mă imunizez pentru că în cazul meu ar putea să devieze sau să nu fie funcțională până la urmă sau să-mi facă rău decât bine să mă protejeze împotriva vaccinului. Deci să ne enumerați dumneavoastră. Înainte de toate aș vrea să spun despre imunitatea colectivă. Foarte mult se spera la începutul pandemiei că un număr foarte mare din populația țării va suporta această boală, ceea ce va crea imunitate colectivă. Dar, din păcate, trebuie de menționat faptul că, de fapt, un număr foarte mare din persoane, din acele 700.000 care s-au vaccinat, sunt deja persoanele care au fost bolnavi de COVID. Pentru că, trecând din boală, i-au înțeles că, dacă mai fac încă o dată COVID, ceea ce nu este exclus, vor face o formă mult mai severă. Și trecând prin boală, eu înțeles cât este de dură ea pentru organismul nostru și, de fapt, un număr mare din acei sunt deja cei care au suportat boala. De ce imunitatea colectivă în cazul nostru, în cazul țării noastre, noi putem să obținem doar prin vaccinare. Referitor la contraindicații, fiecare medicament care se administrează, fiecare vaccin are așa numitele contraindicații absolute și contraindicații relative. Deci, dacă vorbim de vaccinarea, una din contraindicații ar fi o anamneză de reacție severă alergică la vaccinare în anamneză. Și cam asta e. Deci pentru mai că, multe informații. Pentru că dacă vorbim per general, trebuie să înțelegem ce punem noi la cântar. Dacă noi considerăm că noi putem să facem vreo reacție la vaccinare, trebuie să înțelegem că dacă noi putem să facem anumite complicații, exact aceleași complicații noi putem să le facem atunci când o să avem COVID-19, însă aceste reacții o să fie mult mai dure pentru noi. În cazul în care nu ne imunizăm. Doamna exact. Paraschiv, dumneavoastră aveți un răspuns, iată, la acele persoane, așa cum spuneau, care spun că au anumite contraindicații, sau medicii, hai să spunem, de ce nu direct, le spun că, uite, în cazul tău, mai bine nu te imuniza, pentru că s-ar putea să nu fie benefic pentru tine, pentru cazul tău. Da, am să completez ceea ce a spus colegul. Într-adevăr, ceea ce ține de contraindicații, avem contraindicații adevărate și ele sunt foarte puține în cazul vaccinului anti-COVID-19 și anume din cauza că este un vaccin inactivat. Noi nu vorbim despre un vaccin viu care, într-adevăr, are contraindicații. Vaccinurile vii au contraindicații. Vaccinurile inactivate, ele sunt mult mai ușor de administrat și au mai puține reacții adverse. Respectiv, vaccinul care îl avem acum, vaccinul anticovid, avem din diferite tehnologii, dar toate ele țin de sunt niște vaccinuri care nu conțin virus viu, respectiv contraindicații nu sunt. Dar se menționează în instrucțiune vis-a-vis de acele reacții la o doză, la o vaccinare în anamneză, de exemplu, dacă a fost o reacție anafilactică, șoc anafilactic, atunci sigur că trebuie să menționeze acest lucru medicului de familie și în acest caz se examinează care este riscul, care este beneficiul de vaccinare pentru această persoană. Dar mai este o categorie de contraindicații, așa le numim noi false, pe care le inventează uneori medicii sau însăși persoanele, pentru că se clasifică că au alergie la polen, au alergie la ambrozii sau nu știu la ce, sau la un anumit produs alimentar și atunci se cumva își pun deja singur diagnostic, ei nu pot să se vaccineze, ceea ce este fals, pentru că nu avem astfel de contraindicații în cazul vaccinului anti-COVID-19 și acum dacă vă uitați la țările cum este Israelul, Statele Unite, deja și Italia, examinează posibilitatea de a administra o doză suplimentară la o anumită categorie de persoane cu comorbidități. Și aici se includ și persoanele cu patologii oncologice, boli autoimune, boli, patologii cronice, diabet zahărat, etc. Deci anume aceste persoane trebuie să fie vaccinate. În schimb, la noi, acestea sunt niște contraindicații. Nu știu de unde medicii noștri au inventat astfel de contraindicații false și acum tot mai mulți și mai mulți cetățeni refuză să facă vaccinare pentru că argumentând că au anumite contraindicații. Dar în vaccinul anti-COVID-19 nu sunt contraindicații, în afară de faptul că a avut o reacție anafilactică la o doză precedentă de vaccin. Am înțeles, este clar până în acest moment. Bine, dacă e să vorbim despre motivarea cetățenilor să se imunizeze,
Vedem zilnic la televizor, de exemplu, spoturile care sunt prezentate și de Ministerul Sănătății, cel puțin livrate către telespectatori, și diferite informații referitor la pericolul COVID-19 și la importanța imunizării erau până în acest moment organizate sau până îndemult maratoanele de vaccinare. Într-o perioadă ele erau de succes, au fost câteva foarte, unde rezultatele erau foarte bune. Ulterior, numărul în cazul maratoanelor a scăzut a persoanelor care veneau acolo. În acest moment, ce metode sunt implementate sau trebuie să fie implementate astfel încât cetățenii să fie informați, iar aceste informații să ajungă la ei, că este important pentru sănătatea lor, pentru protecția lor, să se imunizeze, să meargă și să facă acest lucru. Domnule Covârșic, aveți o explicație cumva și aș vrea cumva să fac o paralelă, pentru că în momentul în care nu existau doze suficiente de vaccin, era o cerere foarte mare și oamenii așteptau și la fel îmbăteau, să zicem așa, indirect la ușa autorităților și menționau de ce nu aduceți vaccin în țară, vrem să ne protejăm pentru că este cu adevărat un pericol. În acest moment, când serurile există, stau în depozite, dar cererea este foarte mică. Nu, este foarte greu de explicat. Știți, noi deseori noi ca populație vrem să avem ceva, dar nu vrem să facem nimic în schimb. Adică noi vrem să nu avem restricții, vrem să nu purtăm măști, vrem copiii noștri să ducă la școală în fiecare zi, în regim offline, vrem să facem sărbători, să petrecem cu familiile noastre, dar să nu facem nimic în schimb. Nu este posibil așa ceva. Dacă vrem să facem să fie bine, trebuie să investim în asta. Și asta trebuie să fie motivația tuturor. Și, de fapt, problema nu este numai ce ține de mass media sau ceea ce face Ministerul Sănătății și promovările videourilor care promovează vaccinarea. Problema rămâne, de fapt, în noi. În conștiința noastră trebuie să înțelegem ce vrem noi în continuare. Vrem în continuare restricții, pentru că dacă luăm pe exemplu țărilor din Uniunea Europeană unde s-a introdus acel pașaport sanitar în care tu ești obligat ori să fii vaccinat, ori să ai un test, ori certificat că ai anticorp, că ai suportat boala, sigur că la noi a să ajungă un moment dat că, din păcate, guvernul, conducerea statului va fi nevoită să introducă acel pașaport. Pentru că nu este posibil altfel depășit această criză. Când continuă oamenii să trăiască viața ca și cum nimic nu se întâmplă în jur, când sute de oameni decedează în spitale și în secțiile de terapie intensivă, când stau la ușa spitalelor părinții, copiii și plâng pentru rudele lor și roagă doctorii salvații, dar în schimb nu fac nimic. Asta nu este posibil. Dacă noi vrem să scăpăm într-adevăr de epidemie, să schimbăm ceva, noi trebuie să depunem anumite eforturi. Trebuie să facem noi, să ne pornim de la noi, că nu poate fi o schimbare fără efort. Mulți moldoveni au făcut acest efort pentru că, în cauza fiind plecările în vacanță, da? Dacă să ne referim la sezonul estival, atunci când voiau să călătorească, da, către o destinație, o țară din Uniunea Europeană, de exemplu, dar erau obligați până la urmă să fie imunizați, să prezinte acel certificat de vaccinare. Dar totuși până la o anumită perioadă, pentru că anumite țări europene inclusiv au inclus sau la frontieră, pe lângă certificatul de vaccinare, trebuiau să prezinte și un test negativ, da, la COVID-19. Poate și acest pas i-a făcut pe moldoveni să fie cumva, să lase deoparte ideea de a se imuniza și au acceptat să facă testul la antigen, de exemplu. Bine. A fost și acesta un motiv? Bine, dacă să vorbim în primul rând de motivație de a călători, într-adevăr a fost un motiv foarte bun de a se vaccina populația, anume ca să poată călători în spațiul european sau în alte țări. Dar totodată fiecare țară, în funcție de situația epidemiologică din țara sa, implementează anumite restricții, inclusiv și prezentarea pe lângă certificatul de vaccinare, inclusiv a testului, pentru că
s-a determinat că inclusiv și persoana vaccinată se poate infecta și chiar dacă nu prezintă semne clinice, ea poate să fie sursă de infecție pentru ceilalți. Ca și risc, el prezintă un risc mai redus comparativ cu o persoană care nu s-a vaccinat, dar oricum poate fi sursă de infecție. De ce? Unele țări, ținând cont de distribuția exponențială sau răspândirea exponențială variantei Delta la etapa actuală, au impus și o cerință suplimentară de a prezenta inclusiv și testul. Cetățenii, într-adevăr, sunt revoltați vis-a-vis de aceste măsuri, argumentând care este rostul acestui certificat de vaccinare dacă oricum trebuie să mă testez, dar trebuie să luăm în considerație și de situația în care ne aflăm. Și această situație este determinată de fiecare din noi, de fiecare din noi care decizie o ia vis-a-vis de respectarea măsurilor, vis-a-vis de vaccinare, pentru că dacă noi ne-am vaccinat cu toții, da, și am ajunge la acea rată de 70% cel puțin de vaccinare, vom respecta acele măsuri, atunci sigur că situația va fi mai favorabilă și aceste restricții vor fi scoase, nu doar la noi în țară, doar în toată lumea. Dar noi vedem că în toată lumea aceste reticențe sunt, fie că avem acele curente antivacciniste, avem persoane sau cetățeni care se revoltă împotriva acelor măsuri restrictive, iar acest lucru nu duce la nimic decât iarăși din nou la creșterea unui alt val de infecții COVID-19, pentru că odată ce transmiterea este intensă în comunitate, virusul mutează și iarăși din nou duce la noi infectări, pentru că noi suntem în fața unui virus nou în cazul respectiv, pentru că el deja și-a schimbat acea structură și noi întâlnindu-ne îl vedem deja ca un virus nou și iarăși din nou suntem receptivi față de acest virus. Inclusiv și persoanele vaccinate ar putea în continuare să fie sensibile față de variantele noi care ar putea apărea, pentru că vaccinurile au fost elaborate în baza variantei inițiale, varianta alfa. De ce? Sigur că măsurile vor fi mult mai restrictive dacă noi nu vor fi mai conștienți vis-a-vis de situația critică în care noi ne aflăm. Dar foarte mulți specialiști, epidemiologi, medici, de altfel, menționează despre faptul că ar trebui să ne obișnuim, de fapt, iată, cu acest virus sau cu mutațiile acestuia tulpini, noile tulpini de COVID-19, întrucât în fiecare an s-ar putea o anumită perioadă anului iarăși să ne confruntăm cu aceasta. Domnule Cuvârșic, dumneavoastră, vedeți o continuare a acestui virus, iată, așa cum spuneam, să se transforme în unul la fel ca și gripa, de exemplu, în anumite luni ale anului? Cu siguranță, acest virus nu va pleca nicăieri, va continua să rămână cu noi. Probabil că în viitor, dar asta e întrebarea la colegii noștri din epidemiologie, el se va transforma într-o formă sezonieră. Dar această transformare poate fi obținută numai printr-un singur mod, prin vaccinare. Altfel nu va fi posibil. De ce? Pentru că, de fapt, organismul nostru s-a ciocnit și evoluția clinică a bolii dă dovadă că organismul nostru s-a ciocnit cu ceva nou pentru el. Și, de fapt, el nu știe cum să reacționeze. Că dacă luăm pe ansamblu și dacă studiem literatura de specialitate despre evoluția infecției COVID-19, aceste formele grave, de fapt, nu sunt date, de fapt, de acțiune nemijlocită a virusului, dar, de fapt, de răspunsul agresiv a organismului nostru la cel virus prezent în el. Și, de fapt, acele complicații care le fac pacienții cu pneumonie, cu detrese respiratorii, cu stările septice, sunt datorate reacției exagerate organismului nostru. Organismul nostru, de fapt, nu știe cum să lupte cu acest virus nou. Iar vaccinarea este acea metodă prin care învață organismul nostru să-l recunoască la timp și să lupte corect cu el. Altfel, nu se va reuși nici acum. Nu se va reuși nici acum și dacă în acest moment vedem rata mică de imunizare, din păcate, o rată în creștere de noi cazuri de infectare, în acest moment deja suntem în acest val, iată, de creștere a numărului de cazuri și există riscuri ca să revenim la niște măsuri, așa cum spuneam, mai restrictive și, de fapt, pe care le menționați dumneavoastră, că, uite, dacă numărul va crește sau vor rămâne la acest nivel, s-ar putea să fie năsprite aceste măsuri. Dumneavoastră, în calitate de specialiști epidemiologi, de
reprezentanți ai spitalelor, deci care munciți și vedeți zilnic cum oamenii se luptă și unii nu pot să obțină un rezultat glorios în lupta cu pandemia de COVID-19. Care ar fi sugestiile dumneavoastră? Deci ce măsuri ar trebui să fie aplicate în acest moment? Deci măsuri nu trebuie să inventăm. Noi avem deja un plan de măsuri. Acum se examinează deja varianta finală a planului de pregătire, planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19, unde sunt specificați acei indicatori, la ce prag de alertă, ce măsuri trebuie să fie aplicate. Doar în pragul de alertă roșu, atunci când avem un număr mare de spitalizări, sigur că este un indicator foarte important. Asta ne determină intrarea în carantină. Bine, nu o să zic lockdown, pentru că deja nu mai avem... deja avem o experiență în infecția COVID-19 și în gestionarea și în tratament, dar o carantină pe anumite teritorii care au un număr excesiv de cazuri, sigur că va fi necesar. Ceea ce ține de măsuri din partea populației, ele sunt foarte... clare, noi trebuie și în continuare, chiar dacă ne-am vaccinat sau persoanele care nu s-au vaccinat, în primul rând să se vaccineze, iar inclusiv și cei care s-au vaccinat trebuie să continue să poarte masca, să păstreze acea distanță fizică și igiena mâinilor, pentru că atât timp cât avem o rată redusă de vaccinare, acestea rămân măsurile inclusiv principale în controlul infecției COVID-19, în controlul răspândirii. Da, spuneam despre anumite măsuri care să motiveze cetățenii să se imunizeze și iată că autoritățile au impus cumva odată cu începutul noului an de studii, de 3 săptămâni deja elevii vin în format fizic, participă la ore și profesorii care nu sunt imunizați sunt obligați ca odată la 2 săptămâni să prezintă un certificat, deci un test la COVID-19, negativ desigur, dacă vor să profeseze, să vină la ore în fața elevilor. Cum se pare această măsură și dacă într-adevăr s-a atestat o creștere a imunizării în rândul cadrelor didactice? Bine, a fost o măsură care, de fapt, a avut drept scop creșterea ratei de vaccinare printre personalul didactic și aceasta a avut ca rezultat, într-adevăr, personalul didactic a început să se vaccineze și acum avem circa peste 90%, dacă nu greșesc, personal didactic vaccinat. Dar să nu uităm că chiar și un singur profesor nevaccinat care vine la școală și este forma asimptomatică, da? Este pozitiv la infecția COVID-19 și face o formă asimptomatică, el poate infecta alți 30 de copii care sunt în clasă, pentru că noi nu avem vaccinarea copiilor la etapa actuală. În foarte multe țări s-a început inclusiv și vaccinarea copiilor de la 12 ani. Noi, ținând cont că nu am început vaccinarea și deja suntem, iată, 3 săptămâni de când am început procesul didactic și avem un număr mare de elevi infectați în școli. Avem 108, ultima săptămână, avem 118 elevi pozitivi la COVID-19. Avem personal didactic, 30 de cadre didactice doar în ultima săptămână, inclusiv și avem 11 din personalul nedidactic. Avem deja 136 de clase în carantină din 60 de instituții. Deci, în 3 săptămâni, numărul de cazuri a crescut foarte rapid. Respectiv, sigur că măsuri sunt necesare de a implementa inclusiv în școli, pentru că ăsta este unul din acei factori care contribuie la transmiterea comunitară. Este vorba despre o clasă unde sunt circa 30 de copii, unde nu se respectă acea distanță fizică care este necesară. Copiii nu respectă acele măsuri. Dacă vorbim de mască, noi știm foarte bine că copiii o scot sau n-o pun, sau în transport la fel, sau afară, ei discută unul cu altul, ei nu respectă aceste măsuri și anume printre copii virusul se răspândește foarte repede, copiii vin acasă, transmit infecția deja la părinți, ceea ce avem și din studiile noastre în Republica Moldova, în Spitalul de Boli Infecțioase de Copii a fost realizat acest studiu și prima persoană care era infectată era copilul, cel care a dus infecția acasă, acasă la părinți sau acasă la bunei
Și iată așa, virusul se transmite. Ca să prevenim cumva, iată, o eventuală închidere sau revenirea în regim online a studiilor. Deci ce măsuri și care ar fi recomandările dumneavoastră, domnule Cârciu? Cum vedeți dumneavoastră această evoluție până la urmă? Nu, în general, revenirea sistemului educațional în regim online, probabil că asta e o măsură care poate să prevină anumite situații, dar din păcate, ținând cont de situația în sistemul nostru educațional, asta va fi o problemă, pentru că să educi generații de copii și studenți în regim online este distrugător pentru viitorul țării noastre. Pentru că, cu siguranță, diferența între studiile în regim online și offline e diferență foarte mare atunci când lucrează profesorul cu elevii în clasă. Însă, iarăși, venim la aceeași întrebare. Noi vrem ca copiii noștri să ducă la școală, noi vrem ca copiii noștri să primească o educație calitativă, dar iarăși nu facem nimic pentru asta. Dacă părinții cei care duc copiii la școală ar fi vaccinați, lucrurile se rezolvă un pic. Dacă profesorii înțelege că ei sunt cei care pot transmite boala, s-ar vaccina, lucrurile se rezolvă un pic. Și respectiv, de fiecare dată când un pic se adună ceva mult și semnificativ. Referitor la restricții, ceea ce am vrut să adaug la ceea ce a spus colega noastră. Dar vă rog foarte scurt și aceasta va fi deja o concluzie. Mesajul cel mai important este următorul. Toate restricțiile care se fac de către Ministerul Sănătății, de către autorități, sunt menite nu cu scopul de a limita în drepturi pe cineva. Restricțiile sunt făcute pentru aceea ca sistemul nostru medical să nu fie îmbrânci și să poate să ofere serviciu medical calitativ tuturor care au nevoie. Dar, din păcate, la situația, la moment și a zilei de astăzi, ca să fac o totalizare, sistemul nostru medical, încetișor coboară în genunchi. Încetișor. Doamna Paraschiv, o concluzie de final. Iată, vedem deja declarația care este, din păcate, că de cum să nu ajungem la acel risc de peste 30.000 de cazuri, dar foarte scurt, vă rog. Deci, din păcate, situația evoluează nu într-o direcție favorabilă pentru toți noi și, respectiv, îndemn cetățenii să se vaccineze pentru că vaccinarea salvează vieți și responsabilitatea fiecăruia contează în gestionarea pandemiei. Nu este doar responsabilitatea Ministerului Sănătății sau a autorităților publice locale, este responsabilitatea fiecăruia din noi și noi împreună putem opri această pandemie COVID-19. Vă mulțumesc pentru participare în cadrul acestei ediții și pentru informațiile și, de fapt, sfaturile pe care le-ați oferit în această seară, de altfel ca și la celelalte la care ați mai fost prezenți aici. Noi vă mai așteptăm, desigur, cu noi informații și iarăși îmi exprim și eu speranța că următoarea dată sau ediție vom discuta deja despre cazuri limitate la zero, da? Și un număr mai mare de imunizare în rândul cetățenilor. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Noi ne revedem la Moldova în direct mâine, ne revedem joi la ediția Moldova în direct, iar mâine ne vedem cu o ediție specială, vă aștept. Numai bine, o seară reușită să aveți!